Pentru ocazia aceasta, aș vrea să vorbim despre rugăciune. Creștini fiind, fiecare dintre noi aducem înaintea lui Dumnezeu rugăciunile noastre. Aducem mulțumirile noastre, aducem recunoștința noastră, aducem înaintea lui Dumnezeu rugămințile pe care noi le avem. Și fiecare dintre noi avem anumite dureri ale sufletului pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu. Văd foarte multe surori în biserică. Numai o mamă știe ce povară poartă în suflet pentru copiii ei, pentru nepoții ei. Și nu de puține ori am asistat la ocazii în care mame se roagă cu lacrimi lui Dumnezeu pentru copiii ei. Pentru ca să intervină Domnul în viața lor, să se întoarcă la Domnul. Și sunt sigur că în dimineața aceasta fiecare dintre noi avem o povară în suflet pe care vrem să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vorbim în ocazia aceasta despre ascultarea rugăciunii. Să știți că toți vrem ca rugăciunile să ne fie ascultate, nu-i așa? Și ne întrebăm, Doamne, oare ce trebuie să fac? Sau de ce rugăciunea nu mi este ascultată? E ceva ce greșesc? E ceva ce ar trebui să fac altfel? Însă dimineața aceasta vreau să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câteva principii și asigurări pe baza cărora avem certitudinea că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Chiar dacă nu ne ascultă imediat. Totuși avem certitudinea pe baza cuvântului lui Dumnezeu că dacă o rugăciune este înălțată spre Dumnezeu, ținând cont de aceste aspecte pe care le vom discuta cu ocazia aceasta, Dumnezeu va asculta rugăciunea. Vreau să deschidem Biblia pentru început în Matei, capitolul 6. Este celebra rugăciune Tatăl nostru, pe care Domnul Iisus Hristos ne oferă ca model fiecăruia dintre noi. E bine, la sfârșitul rugăciunii, de obicei noi ne oprim, odată când se sfârșește rugăciunea, ne oprim și noi. Dar este un verset, la sfârșitul rugăciunii Tatăl nostru, care vorbește despre un principiu fără de care rugăciunile noastre nu pot fi ascultate, dragii mei. Pentru că vreau să vă spun, Dumnezeu este dornic să ne asculte rugăciunile fiecăruia dintre noi, dar sunt unele rugăciuni pe care Dumnezeu ar vrea să le asculte, dar nu poate. Și despre acest aspect aș vrea să vorbim cu ocazia aceasta. Matei, capitolul 6, de la versetul 14, în continuare. Citim. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu va ierta greșelile voastre. Dragii mei, venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre, ca Dumnezeu să ne ierte păcatele, să ne ierte greșelile, să ne ierte neputințele noastre pe care le facem. Venim înaintea lui Dumnezeu și cerem diferite lucruri. Însă, de puține ori ne gândim că atunci când ne rugăm pentru iertare, dacă vrem să fim iertați, trebuie ca și noi la rândul nostru să iertăm. V-ați gândit vreodată la aspectul acesta? Noi de multe ori ne dorim ca Dumnezeu să ne ierte, ne dorim ca Dumnezeu să șteargă păcatele noastre, dar când vine vorba ca și noi la rândul nostru să iertăm, noi nu prea iertăm. Sau dacă iertăm, deseori întâi pedepsim persoana care ne-a greșit, încercăm să-i arătăm cât de tare ne-a supărat și cât de tare ne-a întristat, și după ce chinuim persoana respectivă vreo câteva zile, după aia în sfârșit vedem dacă merită iertarea și când iertăm nu uităm, așa cum a spus cineva dintre dumneavoastră. Vreau să vă întreb un lucru. Dacă Dumnezeu ne-a iertat așa cum iertăm și noi, am mai fi iertați? Scumpii mei, cu ocazia aceasta vreau să învățăm un principiu al rugăciunii de iertare.
Biblia ne învață că atunci când noi ne rugăm și spunem, Doamne, iartă-ne, nu contează ce păcat am săvârșit, nu contează ce greșeală am făcut, nu contează cât de greu am păcătuit față de Dumnezeu. Dumnezeu ne iartă. Însă Biblia ne spune că există un singur context în care Dumnezeu nu ne iartă. Și acela este atunci când noi nu iertăm. Dacă este să privim din perspectiva acestui principiu biblic, știți cât de mulți creștini se roagă de zeci de ani să fie iertați și totuși Dumnezeu nu poate să ierte pentru că ei nu iartă? Aveam într-un vechi district aici în România, înainte să ajung în Anglia, doi cumnați erau căsătoriți cu două surori. Erau vecini, gard în gard, doar un gard despărțea gospodăriile lor. Și nu vorbeau, dragii mei, de vreo 10 ani, unul cu altul. Vecini, căsătoriți cu două surori, nu vorbeau unul cu celălalt. Și împreună cu fratele prezbiter am mers să le facem o vizită și fratele prezbiter mi-a zis, frate pastor, de vreo 10 ani frații vin la biserică, vin la Sfânta Cină, ascultă predica, dar după predică pleacă fiecare acasă. De 10 ani n-am mai luat Sfânta Cină. De 10 ani n-am mai luat Sfânta Cină. Doi frați, doi cumnați, vecini. Deci trebuie să facem ceva, să îi ajutăm să se împace. Și ne-am dus la frații aceștia. Am discutat cu unul dintre ei. Știți care a fost argumentul primului? Zice, frate pastor, eu n-am nimic cu dânsul. Dacă vine la mine, eu îl iert, dar eu n-am greșit față de el. Ne-am dus la al doilea și al doilea zice, frate pastor, eu n-am nimic. El mi-a greșit. Dacă el vine la mine să-și ceară iertare, nu este nicio problemă, eu îl iert. Așa să văd că de fiecare dată când sunt probleme, fiecare zice, celălalt a greșit, nu eu. Da? Și fiecare așteaptă ca celălalt să vină să-i ceară iertare. Și în momentul acela am încercat cu ajutorul lui Dumnezeu să ajungem la inima lor și unul dintre ei ne-a promis, zice, frate, uite, vreau să merg să rezolv problema cu cumnatul meu. Zi și făcut. Am stabilit o zi, am stabilit o oră și urma să venim în ziua respectivă să mergem împreună la vecinul lui care era cumnat ca să-și rezolve problemele. A venit ziua, m-am dus la fratele prezbiter, l-a luat de acasă cu mașina, am mers până la frații noștri, am oprit la prima casă, am bătut la ușă, am intrat în casă, când era doar soția acasă, fratele nostru nu era acasă. Ce facem acum? Că fixasem ziua, fixasem ora, fratele promisese că o să-și ceară iertare, că o să rezolve problemele. Unde era fratele? Era plecat cu animalele pe câmp. Ce face frate prezbiter acum? Intenționat plecase. Ne ducem după el. Ne-am dus cu mașina pe izlaz, unde avea animalele acolo, am luat-o pe soția dânsului. Ce faci frate aici? Nu, uite, cu animalele. Zic, nu vă mai aduceți aminte că trebuie să mergem să rezolvăm problema cu cumnatul dumneavoastră? Oh, frate, am uitat. Nu-i nicio problemă că ați uitat. Uite, o lăsăm pe soția dumneavoastră cu animalele și zic, mergeți cu dumneavoastră ca să rezolvăm problema. Zi și făcut. S-a urcat în mașină, a rămas soția dânsului cu animalele pe izlaz. Am ajuns și am făcut o rugăciune și acum hai să mergem la cumnatul dânsului. Am mers, am deschis poarta, a intrat fratele prezbiter, am intrat eu și dăm să mergem. Când ajungem la ușă, ne întoarcem și când ne uităm, fratele nostru nu era. Când mă întorc, dânsul rămăsese la poartă. Rămăsese la poartă. Și întreb, ce faci frate? Păi nu intrăm ca să rezolvăm problema. Și dânsul zice, păi frate, ce să mai intrăm în curte? Aici, la poartă. Zic, nu frate, trebuie să mergem în curte, să mergem în casă, să vorbim cu cumnatul dumneavoastră. L-am convins până la urmă. A intrat, vedeam că era greu.
Am ajuns la ușă, ne întâmpină cumnatul dânsului, ne deschide larg ușa, iarăși același lucru se întâmplă. Intră fratele prezbiter, intru eu, când se intre fratele nostru, zice, frate, nu mai intrăm în casă, aici, la ușă. Nu, frate, hai să intrăm în casă. Când am intrat în casă, dragii mei, doi oameni la vreo 70 și ceva de ani, nici n-au apucat să zică, îmi pare rău. Au început amândoi să plângă. Și-au întins mâna. Nici nu mai conta cine zicea primul, iartă-mă. Dar am văzut doi oameni, dragii mei, care de 10 ani nu mai vorbeau unul cu celălalt. Care atunci când se întâlneau pe stradă, unul o lua pe o parte și altul o lua pe partea cealaltă a străzii. Doi oameni bătrâni la 70 și ceva de ani, care purtau o povară ce îi strivea de ani de zile. Și atât a trebuit să spună, iartă-mă. Au început să le curgă lacrimile și am văzut așa cum povara din sufletul lor a dispărut. Dragii mei, v-ați gândit vreodată că uneori, dacă noi nu iertăm, de fapt de fiecare dată când noi nu iertăm, noi nu suntem la rândul nostru iertați de Dumnezeu? Așa spune Biblia. Dacă nu iertați, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta păcatele voastre. Putem să ne rugăm noi la Dumnezeu și să-i facem orice mărturisire lui Dumnezeu, orice promisiune. Dacă noi nu iertăm pe cei care ne-a greșit, nici Dumnezeu nu poate să ne ierte. Pentru că iertarea aceasta este un principiu biblic care spune cum ierți, așa vei fi iertat și tu de Dumnezeu. Dacă nu ierți, nici tu nu vei fi iertat de Dumnezeu. Cu ocazia aceasta, vreau să ne analizăm fiecare dintre noi viețile. Dragii mei, a mai rămas cumva cineva față de care n-am putut să manifestăm iertare? E vreun vecin care m-a supărat și nu pot să-l iert? Am vreo rudă pe care nu pot să o uit de câțiva ani de zile pentru necazul și nenorocirea pe care mi le-a făcut? E cineva care în biserică nu pot să dau mâna cu el sau cu ea? În primul meu district, undeva în zona Constanței, erau doi frați. Aveau casele la o distanță de 20 de metri unul de celălalt. Era o intersecție în T și unul avea casa în partea asta de intersecție și celălalt avea casa în partea cealaltă. Dragii mei, de 50 de ani, doi frați de sânge nu mai vorbeau unul cu celălalt. De 50 de ani. Când m-am dus la dânsii să-i întreb, dar pentru ce motiv nu mai vorbiți unul cu celălalt? Nici nu-și mai aduceau aminte care era motivul pentru care erau supărați unul pe celălalt. Dar de 50 de ani, frați de sânge nu mai puteau să se ierte. Am fixat o zi în care să mergem să rezolvăm problema între ei. Și dragii mei, cu două zile înainte de ocazia în care trebuia să mergem noi, trebuia să mergem duminică și vineri seara, unul dintre frații a murit. La mormântare, știți cine era cel mai aproape de sicriul fratelui lui? Fratele celălalt. Toate cuvintele frumoase le spunea, dar 50 de ani n-au putut să vorbească unul cu celălalt. Am văzut cu ochii mei. Dragii mei, nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, iartă-mă, dacă noi purtăm ranchiună față de cel de lângă noi. Zice, cum poți spune că îl iubești pe tatăl tău cel ceresc dacă pe vecinul tău pe care îl vezi, nu poți să-l ierți, nu poți să-l înghiți? De la creștini, Domnul Iisus Hristos are cea mai mare așteptare și spune, acelora cărora le greșești, acelora care îți greșesc, tu întoarce-le bine pentru rău. Aceluia care te lovește peste obrazul drept, întoarce și obrazul celălalt. Acela care vrea să-ți ia haina, dă-i și cămașa, spune Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, dacă noi nu iertăm, nici Tatăl nostru cel ceresc nu ne va ierta.
Rugăciunea de iertare este singura rugăciune la care nu trebuie să ne întrebăm, oare cumva nu mă iartă Dumnezeu? Nu. De fiecare dată când ne rugăm și spunem, Doamne iartă-mă, Dumnezeu ne iartă, e o singură condiție ca să se întâmple lucrul acesta. Și condiția este să iertăm și noi celor care ne greșește. Analizându-ne viața, vreau să vă întreb un lucru. Avem în viața noastră ocazii în care n-am iertat? Dragii mei, îmi este teamă că sunt oameni care, în ciuda faptului că ei se roagă, Doamne, iartă-mă, au păcatele neiertate de Dumnezeu de ani de zile, pentru că ei de ani de zile nu au iertat celor care le-au greșit. Haideți în dimineața aceasta să lăsăm povara noastră înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, dă-mi putere să iert. Dă-mi putere să trec peste greșelile pe care mi le-au făcut ceilalți. Pentru că, Doamne, pentru mine este mai important să capăt iertarea din partea Ta decât orgoliul meu față de greșeala celorlalți. Dragii mei, vă dați seama că la sfârșit, când Domnul Iisus Hristos va reveni, vor fi oameni care vor fi pierdut cerul, nu vor fi mântuiți din cauza faptului că n-au putut să ierte pe vecinul lor care le-a greșit? Vă dați seama că pentru atât vor fi oameni care vor pierde cerul? Vă dați seama că vor fi oameni care au mers zeci de ani la aceeași biserică și vor fi nemântuiți în ciuda faptului că au ascultat zeci de predici, în ciuda faptului că au înălțat sute de rugăciuni, totuși vor fi nemântuiți pentru că ei au avut ceva în suflet și n-au putut să ierte pe un frate sau pe o soră de la biserică? Pe o rudă care le-a greșit? Vă dați seama că vor fi oameni care vor pierde cerul pentru o nimica? Haideți în dimineața aceasta, dacă în sufletul nostru avem persoane pe care nu le-am iertat, să spunem, Doamne, dă-mi putere să iert. Și să lăsăm povara aceasta înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul ne învață și ne spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările, toate problemele voastre. Haideți să aruncăm și noi înaintea lui Dumnezeu această povară a neiertării. Prima rugăciune despre care am vrut să vorbim în dimineața aceasta este rugăciunea de iertare. Dumnezeu ne iartă, dar cu condiția ca și noi să iertăm. El nu poate să ne ierte dacă noi nu iertăm. Însă mai este o altă rugăciune, o altă categorie de rugăciune despre care aș dori să vorbim cu ocazia aceasta. Și rugăciunea aceasta este rugăciunea de mijlocire. Domnul Iisus Hristos ne învață și ne spune că în Iacov, capitolul 5, cu versetul 16, zice așa: mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Apostolul Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, ne învață și ne spune, rugați-vă unii pentru alții. Rugați-vă unii pentru alții. Mijlociți unii pentru alții. Una dintre cele mai importante rugăciuni biblice pe care trebuie să fim siguri că Dumnezeu ne-o ascultă. Nu contează cât de păcătos ești, nu contează cât de greșit ești. Rugăciunea aceasta, când o înalți, trebuie să ai certitudinea că Dumnezeu ți-o ascultă și este rugăciunea de mijlocire. Când te rogi pentru cineva care poate nu s-a rugat, în viața lui n-a înălțat o rugăciune sau a uitat să se mai roage de ani de zile. Când o mamă se roagă pentru copilul ei, care a plecat de lângă Domnul și el nu se mai roagă, mama aceea trebuie să aibă certitudinea că la rugăciunea de mijlocire totdeauna Dumnezeu răspunde. Poate nu răspunde acum, poate nu răspunde cum vrem noi, dar Biblia ne spune că atunci când ne rugăm pentru cineva, mai devreme sau mai târziu Dumnezeu va răspunde într-un fel. Trebuie ca omul respectiv să nu își împietrească inima,
Dar dacă nu și împietrește inima, Dumnezeu va răspunde mai devreme sau mai târziu. Amin. Amin. Slavă Domnului. Observați, 20 de ani. De ce este importantă rugăciunea de mijlocire, dragii mei? Și de ce nu trebuie niciodată să ne oprim din a ne ruga pentru cei care poate nu se mai roagă? De ce? Vreau să vă spun că, așa cum citim pe paginile Sfintei Scripturi, în lumea noastră se dă o luptă între bine și rău, între Dumnezeu și Satana. Și cu toate că este o luptă, totuși sunt niște reguli în războiul acesta dintre bine și rău. Și întotdeauna când Dumnezeu, în ciuda faptului că El este Dumnezeul Universului, în ciuda faptului că El ne dorește binele, El dorește să ne binecuvinteze, El dorește să intervină în viața noastră, totuși diavolul, pentru că el are pretenția că prin păcatul lui Adam toți suntem ai lui, diavolul îi reproșează și spune lui Dumnezeu, dar de ce intervii în viața persoanei acestea? Pentru că e al meu. Uite ce face. Minte, fură, curvește, săvârșește păcatele astea. E al meu, nu mai al tău. De ce te bagi în viața acestui om? Ei bine, motivul pentru care Domnul Iisus Hristos poate să intervină în viața unui om care nu se mai roagă pentru el, în viața unui om care săvârșește păcate, este rugăciunea de mijlocire. Rugăciunea de mijlocire îi dă lui Dumnezeu mandat de a interveni în viața unei persoane păcătoase. Ați înțeles de ce este importantă rugăciunea de mijlocire? Pentru că rugăciunea de mijlocire îi dă lui Dumnezeu argumentul pentru care el poate să intre în viața unei persoane care nu-l mai caută. Vreau cu ocazia aceasta să vă povestesc o experiență. În Anglia, acum vreun an și jumătate, doi, am mers să-mi caut un frizer. Și am găsit din întâmplare un frizer român. Un băiat tânăr. A fost bine că m-am înțeles pe limba mea cum să mă tundă. I-am spus, m-a tuns băiatul cum am vrut eu. Însă, în timp ce eram pe scaunul frizerului acolo, tocmai în perioada aceea făceam niște întâlniri cu biserica, întâlniri de instruire misionară. Și învățam pe oameni, pe membrii de la biserică și le spuneam că ei nu trebuie să aștepte niște momente speciale ca să-L mărturisească pe Dumnezeu, o evangelizare ca să le vorbească oamenilor despre Dumnezeu, ci ei trebuie în activitățile vieții lor acolo să ceară lui Dumnezeu să-i folosească pentru ca să atingă inimile oamenilor care nu știu pe Dumnezeu. La locul de muncă, când ești la magazin, când ești cu autobuzul, oriunde poate să te folosească Dumnezeu. Și în timp ce eu le vorbeam oamenilor la biserică despre lucrurile acestea, m-am dus la frizer. Și eram pe scaunul frizerului și în sufletul meu, dintr-o dată, mi-a venit un gând. Și am început să mă rog la Dumnezeu și să zic, Doamne, dă-mi o ocazie potrivită să vorbesc frizerului meu despre Tine. Pentru că și omul ăsta are nevoie de Tine. Măi, fraților, stăteam acolo pe scaunul frizerului și nu găseam un motiv în care să deschid un subiect. Băiatul ăsta înjura în continuu. Două, trei cuvinte și o înjurătură. Ce să-i vorbești unui om care înjură despre Dumnezeu? I-am spus că sunt pastor, de obicei când cineva aude că stă de vorbă cu un pastor, nu mai înjură, se oprește și nu mai înjură. N-a contat nimic. În continuare, la fel. Și eu mă tot rugam pe scaun acolo, Doamne, și omul ăsta are nevoie de Tine. Ce să-i spun? Și Domnul îmi pune un gând și la un moment dat îl întreb, ești căsătorit? Frații mei, s-a schimbat dintr-o dată la față. Dintr-o dată a devenit trist și îmi spune, sunt căsătorit de 5 ani. Însă de 3 luni de zile am plecat de acasă, m-am despărțit de soția mea și zice, am avut o ceartă
Și a zis, mai bine plec. Și am plecat și zice, acum vreau să mă întorc acasă și nu mă mai primește nevasta înapoi. Și zice, avem un băiețel de 5 ani și vreau și eu să vorbesc cu băiețelul meu și soția mea când vorbesc la telefon găsește tot felul de motive numai să nu-mi dea să vorbesc cu copilul. Știe că mă doare lucrul ăsta în suflet și aș vrea să vorbesc cu copilul meu și în adins face și nu mi-l dă la telefon. Și când mi-l dă la telefon, după un minut, două, gata, ia telefonul și la revedere. Și-l vedeam în suflet ce durere are. Frații mei, n-am apucat eu să-i zic multe despre Dumnezeu și nici n-avea rost să-i spun în momentul acela prea multe. Însă atât i-am zis. Dacă este cineva care poate să schimbe inima unui om, acela este doar Dumnezeu. Și acolo unde noi nu mai putem să facem nimic, Dumnezeu poate. Și am zis în felul următor. Îți promit că o să mă rog pentru soția ta. Și sunt convins că Dumnezeu o să lucreze la inima ei. Dragii mei, am început să mă rog pentru băiatul acesta. Am anunțat și la grupa de rugăciune să ne rugăm pentru el. Abia așteptam să mă duc în ocazia următoare la frizer. Să văd ce s-a mai întâmplat. Când m-a dus la frizer, m-a văzut frizerul, mi-a venit rândul, m-am așezat pe scaunul frizerului, a început să-mi povestească vrute și nevrute, dar la un moment dat și-a adus aminte de discuția pe care am avut-o noi în ocazia precedentă. Se oprește așa deodată și începe să-mi povestească despre soția lui și zice, domnule, s-a întâmplat ceva cu soția mea. Zice, fii atent, a început să răspundă la telefon, să-mi dea să vorbesc cu băiatul, și zice, să vezi, minune din cer. Zice, pe weekend, vineri, sâmbătă, duminică, zice, mă lasă să-l iau și să stea copilul la mine. Zice, mare minune s-a întâmplat cu soția mea. Și zice, până atunci vorbeam, ați văzut cum vorbești la frizer, în oglindă, așa. Dar s-a oprit, s-a întors cu fața spre mine și zice, domnule, tu chiar te-ai rugat pentru mine? Chiar te-ai rugat pentru mine? Dragii mei, am văzut un om care nu avea nimic de a face cu Dumnezeu, dar care a descoperit dragostea lui Dumnezeu și a văzut că acolo unde omul nu poate să mai facă nimic, Dumnezeu face. A văzut cum Dumnezeu răspunde nu la rugăciunea lui, că el nu s-a rugat, a răspuns la rugăciunea altcuiva, la rugăciunea altcuiva. Și a văzut cum soția lui, care nici nu-i răspundea la telefon, dintr-o dată parcă s-a îmblânzit. Și nu doar că a început să-i răspundă la telefon și să-i dea să vorbească cu băiețelul, l-a dat să stea și cu el la sfârșit de săptămână. Frații mei, am prins curaj și am spus în momentul ăla, măi, uite, eu o să mă rog pentru tine să vă și împăcați, să ajute Domnul să vă împăcați. Deci nu mai cred eu lucruri de felul ăsta. Zic, băi, nu trebuie să nu crezi. Zic, uite, roagă-te și tu. Fraților, abia așteptam să mă duc în ocazia următoare la frizer, să văd ce s-a mai întâmplat. Când am ajuns data viitoare, stau de vorbă cu el. Ce mai faci? Cum mai ești? Nu se mai schimbă nevasta mea. Niciodată nu se mai schimbă. Mă lasă să vorbesc cu băiatul, îl mai lasă să vină pe la mine, dar tot rea este. Tot rea este. Eu mă așteptam să fi împăcat, să fi răspuns Domnul la rugăciuni. Frații mei, am continuat să mă rog pentru el luni de zile, luni de zile la rând. Vreo 6 luni de zile. Ba mai mult, după vreo 6 luni de zile, am uitat să mă mai rog pentru el. Am uitat să mă mai rog pentru el. După 8 luni de zile mă duc din nou la frizer. De obicei parcam cu mașina în fața frizeriei, însă de data asta era aglomerat și a trebuit să parchez un pic mai departe. Când am trecut pe lângă frizerie, frizerul meu stătea de vorbă cu o fată tânără. Zic, fii atent că și-a găsit pe altcineva. El îmi spusese, zice, de aici încolo mă gândesc să-mi caut pe altcineva. Zice, nu mai e de împăcat cu nevasta mea. Și eu i-am zis, zic, băi, tu fii băiat serios, stai băiat serios, că Dumnezeu poate să schimbe viața. Dar, așa cum v-am spus, nici eu nu mai speram că să mai împacă. Trecuse deja de când se despărțise ei un an de zile. Ați mai văzut oameni care să mai împace după un an de zile? Deja fiecare își vedea de viața lui, el se gândea deja să vorbească cu altcineva.
Și așa cum v-am zis, l-am văzut în fața frizeriei, vorbea cu o altă persoană. Am parcat mașina și când dau să vin, să intru în frizerie, zic să nu-l deranjez, îl salut așa de la distanță și vreau să intru în frizerie. Însă el mă oprește și mă cheamă. Zice, ia vino puțin. Zice, îmi face cunoștință cu numele fetei și acum nu știam. Zic, măi, o fi fosta soție, o fi o altă fată. Eram așa, nu știam, zic, să nu zic vreo prostie și după aia să-i fac omului probleme, să vorbească cu altă fată și eu să-i vorbesc de fosta soție. Și el m-a văzut că eram așa în cumpănă și după ce mi-a făcut cunoștință cu ea, îmi zice, e fosta mea soție. E fosta mea soție. Dragii mei, după un an de zile și uitasem să mă mai rog pentru el. Nici eu nu mai speram că să mai împacă. După un an de zile, doi tineri care se separase, Dumnezeu a lucrat în viața lor și s-au împăcat din nou. Acum locuiesc din nou împreună și îmi povestea el după ce a plecat soția lui. Zice, când m-am dus acasă și m-am împăcat cu soția mea, zice, a venit băiețelul meu, m-a prins de gât și mi-a zis, tati, vreau să dorm cu mine. Și el i-a zis în felul următor, a venit tati și nu mai pleacă niciodată. Dragii mei, am văzut în inima unui om care nu credea în Dumnezeu, care nu se ducea la biserică, care nu se ruga. Am văzut puterea pe care poate să o aibă rugăciunea de mijlocire. Nu a răspuns Dumnezeu imediat, dar a trecut un an de zile și Dumnezeu a ascultat după un an de zile o rugăciune pe care eu am și uitat să o mai fac. Dumnezeu răspunde și Biblia spune, rugați-vă unii pentru alții. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Iubiții mei, cu ocazia aceasta vreau să vă spun în felul următor. E biblic ceea ce vă spun. Nu vă opriți din a vă ruga pentru persoanele pe care le aveți pe lista dumneavoastră de rugăciune. Nu vă opriți ca părinți să vă rugați pentru copiii dumneavoastră care s-au depărtat de Dumnezeu, chiar dacă vă rugați de ani de zile și Dumnezeu pare că nu răspunde la rugăciune. Nu vă opriți din rugăciunile dumneavoastră pentru vecinii dumneavoastră, pentru acele rude care s-au depărtat de Dumnezeu. Nu vă opriți, pentru că noi atunci când mijlocim pentru alții, Dumnezeu poate să intervină în viața persoanelor acelora, chiar dacă persoana aceea nu se roagă. Rugăciunea de mijlocire îi dă mandat lui Dumnezeu ca să intervină în viața unei persoane fără Dumnezeu. Sunt sigur că în dimineața aceasta avem părinți care se roagă pentru copiii lor de ani de zile și pare că nu se întâmplă nimic. Nu vă opriți din a vă ruga. Dumnezeu aude rugăciunea. Așa cum Dumnezeu a răspuns după un an de zile, și în mila lui a lucrat în familia frizerului meu, care la trei cuvinte zicea o înjurătură, care nu avea nimic de a face cu Dumnezeu. Dumnezeu poate să intervină și în viața persoanelor pe care noi le cunoaștem și care s-au depărtat de Dumnezeu. Trebuie ca noi să nu ne oprim. Ați vrea în dimineața aceasta și noi să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunile noastre? Ați vrea să aducem poverile noastre înaintea lui Dumnezeu? Sunt două aspecte principale pe care în dimineața aceasta vreau să le aduc înaintea dumneavoastră. Unu, rugăciunea de iertare. Dragii mei, dacă nu iertăm, nici Tatăl nostru cel Ceresc nu ne va ierta. Dacă vrem să fim iertați, trebuie și noi la rândul nostru să cerem putere să putem ierta. Și doi, să nu încetăm din a mijloci pentru persoanele din viața noastră. Poate pentru partenerul de viață, pentru soț sau pentru soție care stă departe de Dumnezeu. Pentru copiii noștri care stau departe de Dumnezeu, pentru nepoții noștri, pentru vecinii noștri, pentru vecinul ăla rău care ne supără și ne greșește. Și pentru el trebuie să ne rugăm, că și el e un copil al lui Dumnezeu. Să nu ne oprim din a ne ruga. Îmi aduc aminte o experiență pe care un frate pastor ne povestea. O soră avea o listă de vreo 100 de nume
era paralizată și nu mai putea să vină să mai vină la biserică. Și să tot ruga pentru persoanele acelea. După ce a murit, pastorul a ținut ultima predică la mormântare după Biblia acelei femei. Și când s-a uitat la sfârșit și a văzut lista de nume pentru care acea persoană s-a rugat de zeci de ani, frații mei, mai rămăseseră din 100 doar 3 persoane care încă nu venise la Dumnezeu. 100 de persoane care s-au convertit datorită rugăciunii de mijlocire ale unei femei bătrâne care era paralizată acasă. Dumnezeu răspunde, dragii mei, la rugăciuni. Trebuie să nu ne oprim din a ne ruga.